Vă rog mult, pentru că au parut deocamdată numai două întrebări, dacă dumneavoastră mai aveți, suntem la dispoziția dumneavoastră, vă rog să le adresați. Am să încep anume cu ele, dar aș vrea să fac și anumite comentarii pe marginea discursurilor dumneavoastră. Trec imediat la întrebări, nu înainte de a aprecia, așa cum m-am așteptat, calitatea discuției pe care ați avut-o, pentru că asta este reflectată în calitatea discursurilor dumneavoastră, ale tuturor care ați fost la acest microfon. O primă întrebare ține de... mai bine o citesc așa cum este scris. Dacă cursul nostru este pro-european și optăm pentru dezvoltarea competențelor comunicative, care este motivul că în anul 2013-2014 nu putem activa în baza planului cadru pentru studierea aprofundată a limbilor străine în ciclul gimnazial și liceal? De fapt, în alocuțiunea doamnei Dubițca, ați auzit deja această mențiune. Deci, invitația noastră este să colaborăm, să lucrăm împreună. Liceile pot face acest lucru, gimnaziile pot face acest lucru. Important este să existe dovada că există un document curricular la care dumneavoastră ați lucrat și că nu se face pur și simplu o oră în plus. E iarăși o situație pe care noi am descoperit-o în sistem. Deci există licee cu tradiție sau gimnazii cu tradiție care au făcut la modul serios acest lucru, dar există și situații în care, din păcate, asta înseamnă pur și simplu o oră în plus la curriculum care există și asta ce înseamnă? Câteva exerciții în plus sau un text în plus? Deci asta e. Dumneavoastră puteți face acest lucru și așa cum a zis și doamna Dubițca, deci sunteți invitați să prezentați. Asta s-a întâmplat, de fapt, pentru majoritatea liceilor care au această activitate. Deci un plan individual pe care l-au prezentat și eu chiar înainte de a la dumneavoastră tot am semnat câteva planuri de felul acesta. Da. Sigur că da. Este importantă și partea de acoperire financiară. De aceea, planul cadru de bază care este prezentat, aceasta este baza noastră financiară în toate negocierile cu Ministerul Finanțelor. Și aici, dumneavoastră, aveți oportunitatea de a folosi acele ore care sunt în planul cadru la opțional, dar pentru care puteți să faceți cursul respectiv. Și bineînțeles că aici este și partea contribuției locale în cazul în care există această posibilitate. Da? Oricum, rămâne să discutăm. O întrebare foarte bună. Vreau să vă spun că am onoarea la minister să am o mână dreaptă extraordinară, un om care poate fi ministru, fără îndoială, Valentin Achicu, acei dintre dumneavoastră, managerii școlari care au fost cândva la cursuri, o cunosc în calitate de formator și la management educațional, și la managementul schimbării, managementul resurselor umane. Dumnezeu, când a venit la minister în calitate de șeful direcției învățământ preuniversitar, primul lucru pe care l-a făcut pornind la activitatea de elaborare a planului cadru a fost includerea orei de dirigenție ca să fie tarificată și plătită. Deci asta a fost primul lucru pe care dumneavoastră a insistat să-l facă. Ei, ce credeți că am pățit noi? Ministerul Finanțelor. În momentul în care există o altă prevedere cu privire la remunerarea activității de diriginte, deci nu am putut să obținem acest lucru. Dar, ceea ce vrem noi să obținem, și asta vom încerca să facem, să convingem colegii noștri de la Ministerul Finanțelor, și nu este vorba doar de dirigenție. Este vorba de multe lucruri. Deși nu am reușit să obținem în anul acesta, dar ne propunem să continuăm negocierile cu Ministerul Finanțelor pentru partea de program prelungit. Și acolo este vorba de milioane, bineînțeles, pentru ciclu primar, dar asta ne propunem să obținem. Deci vom discuta neapărat cu dumneavoastră și deocamdată, bine, speranța este cea care moare ultima, dar ne-am dat seama, așa ca și dumneavoastră și colegii dumneavoastră din școli, atunci când este vorba de studiere aprofundată sau de clasele bilingve, bateți și vi se va deschide. Deci singurele lucruri care trebuie făcute, deci precizări. Așa încercăm și noi să facem atunci când este vorba de diverse aspecte pe care trebuie să le discutăm cu colegii de la alte ministere.
Vă rog frumos, dacă mai sunt întrebări, să le adresați, dar dacă îmi permiteți câteva minute, eu aș vrea să fac câteva remarci pe marginea ceea ce am auzit astăzi spus aici. Pentru că dumneavoastră ați spus, deja mi-am făcut mâna, cred că de la toate conferințele am câte câteva pagini completate și de la băți, probabil unele dintre cele mai multe detalii pe care mi le-am notat. Vroiam să remarc din cele spuse de doamna Gariuc. Ați adins niște probleme foarte importante atunci când vorbim de standardele pentru activitatea managerului școlar. Și aici ne propunem să lucrăm deci, pe această direcție. Există deja o colaborare și cu Universitatea de Stat din Moldova, dar cred că vor putea să se implice și colegii din alte universități pentru ca să putem avea niște standarde pe baza cărora după aceea să putem face o evaluare corectă, o evaluare a calității. Nu în ultimul rând, este vorba și de momentul pe care l-ați menționat în ce privește rezultatele copiilor atunci când e vorba de numărul de copii în clase. Eu nu cunosc studiul la care ați făcut dumneavoastră referință, dar judecând după rezultatele noastre de la bacalaureat, s-ar părea că în școlile mai mari și acolo unde sunt clase mai mari, rezultatele sunt mai bune decât în școlile mici și cu clasele foarte mici. Este și asta o realitate, dar nici nu am avut nevoie de un studiu. Vreau să remarc ceea ce a menționat doamna Bujor. Atunci când ați vorbit despre parteneriatele școală sau instituție preșcolară și asociațiile de părinți, noi am făcut recent un studiu care va fi discutat public, cred că foarte degrabă. Atâtea lucruri vreau să discutăm public, nu știu când o să reușim. Un studiu care privește plățile formale și neformale în învățământ. Adică, plățile formale, cele care sunt făcute de către părinți prin intermediul asociațiilor, deci toată partea aceasta pe care am reușit să o legalizăm, și alte plăți neformale care știți dumneavoastră că există, și s-a adevărat că este vorba de sume, deci estimativ, bineînțeles, de către experți, sume destul de mari. Ceea ce ne propunem este să solicităm și sprijinul altor agenții, consultanță internațională, dar ca să avem pachetul de servicii minim, garantat de stat, ca să fie foarte clar, și alte lucruri pe care statul nu poate să le acopere, să fie foarte clar și modalitatea legală, cum se poate contribui, inclusiv ceea ce spuneați dumneavoastră, contribuția diferitor donatori și, de ce nu, și facilități fiscale atunci când cei din economie vor, de exemplu, să contribuie. De ce nu? Bineînțeles că aici și Inspectoratul Fiscal și Ministerul Finanțelor, nu avem colegi de acolo aici, nu? O să zică, nu o să sprijinim așa ceva. Deci avem de lucru în acest domeniu. Am vrut să remarc și frumoasa metaforă, dar cred că nu este numai metaforă, a doamnei Chihai, atunci când ați vorbit de piramida, da? Piramida de probleme. Absolut de acord că în acest caz curiculumul poate fi în vârf, sau depinde unde plasăm zona de importanță, da? Poate fi și la bază. Oricum, aici avem de lucru și, așa cum au zis și elevii, atenție că totuși sunt foarte multe obiecte, da? Atenție că nu este mare diferență între profilul real și profilul umanist. Sau dacă este, până la urmă, nu este semnificativ partea de implicare sau partea de efort pe care o face elevul. De aceea, în momentul în care dumneavoastră ziceați de acțiuni concrete de comisii pentru evaluarea calității, vreau să vă spun că și noi asta încercăm să facem. Există deja un concept. Vrem să instituim inspecția școlară, care, pe de o parte, după elaborarea standardelor pe diferite paliere pentru asigurarea calității, va fi și instituția care va asigura monitorizarea și controlul calității, dar nu pentru a... Da. Nu pentru a lucra în care lucrează unii inspectori învechiți în rele, cum zic eu. Deci, pentru a vedea unde este cazul să se intervină, unde este nevoie de sprijin, unde și ce trebuie să facem. Sper să ne reușească acest lucru, pentru că nu este atât de ușor să fie creată o instituție și nu este atât de ușor să se găsească cadre foarte bune pentru ea, dar cred că și sper că unii dintre dumneavoastră vor fi parte din acest proces. Domnul Calistru a subliniat un moment pe care vreau să-l reiterez acum și eu.
Atunci când am vorbit despre mecanismele de colaborare între diferite instituții, atât în domeniul educațional cât și protecția copilului și sănătate, pentru, deci pentru protecția copilului, pentru salvarea copilului din orice situații de risc sau de abuz, dumneavoastră deja cunoașteți ordinele emise de Ministerul Educației cu privire la prevenirea abuzului față de copii. O să facem aici și mai multe activități și așa cum ați sugerat dumneavoastră, deci ONG-urile se implică, ne ajută. Dacă nu mă înșel, chiar în 17 septembrie va fi un eveniment special, o conferință consacrată problemelor prevenirii abuzului față de copii. Nu în ultimul rând, atunci când ați vorbit despre standarde și școlile prietenoase copilului, iată, standardele pentru școala prietenoasă copilului sunt pe ultima sută de metri, au fost elaborate cu sprijinul UNICEF și cu echipe mixte, dar conduse de colegii noștri de la Institutul de Științele Educației. Aceste standarde, pe care mulți dintre noastre le-au văzut și au participat la discuție la ele, vor fi folosite și de către inspecția școlară ca bază pentru evaluare, dar cel mai important ar fi să devină instrumente pentru dumneavoastră, ca să vă puteți proiecta activitatea și ca să puteți urmări calitatea. Nu în ultimul rând, am avut onoarea să fiu încă o dată alături de domnul Popa, care ne-a sprijinit foarte mult și pentru care eu am un respect deosebit și pentru felul în care dumneavoastră a subliniat acea parte importantă, cultul cărții. Dacă vom pierde interesul pentru carte, nu vom mai avea ce discuta probabil la nicio conferință ulterioară. Aici, iarăși, contăm pe ajutorul dumneavoastră pentru că am vrea să facem un program național de lectură. Așa cum există în Rusia, așa cum există în Spania, așa cum există în Portugalia. Un program național de lectură care să aibă diverse activități, diverse concursuri pentru ele și pentru care, bineînțeles, va trebui iarăși finanțare, să căutăm și donatori, nu numai mijloace de stat, pentru că nu va fi posibil, dar chiar sperăm că vom reuși să facem acest lucru. Tot respectul și am rămas încântată că părinții au abordat problema calității și au venit în fața dumneavoastră astăzi în persoana doamnei Angela Bejan cu această, dacă vreți, o analiză științifică a ceea ce înseamnă calitate, a ceea ce înțeleg părinții prin calitate, pentru că asta e o problemă, ce înțelegem noi toți prin calitate, da? Respectele mele pentru acest lucru, o singură remarcă aici aș vrea să zic, o adresare către toți părinții pe care vă rog să o transmiteți, să nu-și întrebe elevii că vin de la școală ce notă au luat. Să întrebe ce-a făcut, ce-a învățat interesant sau ce n-a fost interesant sau ce le-a plăcut, ce nu le-a plăcut, pentru că până la urmă nota nu este cea mai importantă. Și noi aici o să lucrăm, sper eu, împreună cu acei dintre dumneavoastră care sunt implicați în programul Pas cu Pas, pentru că am vrea să revedem sistemul de evaluare la ciclu primar. Cei de la Pas cu Pas știu despre ce vorbesc. Evaluarea nu prin note, ci prin indicatori calificativi care să spună ce poate face copilul și unde are nevoie de ajutor. Am vrea să ne vedem și problema notelor la discipline precum educația fizică, artă plastică, muzică, pentru că astea sunt lucruri care nu neapărat țin de competențe pe care ți le poți forma, da? Bine că eu pot cânta și la pensie, poate am să cânt pe la nunți, dar nu neapărat este ceva ce poate fi evaluat bine, foarte bine, cu 10 sau nu. Deci asta noi ne propunem să facem în continuare. Respectele mele pentru elevii care au venit în fața noastră. Acum chiar mă gândesc că ar trebui să fac și eu germană. Am avut în viața mea mai o singură lecție de germană și numai atât am învățat. Ich bin Liliana, ich bin aus Moldova, ich bin Lehrerin, ich bin verheiratet. Și mai mult nu. Eu cred că felul în care au vorbit acești tineri și felul în care au pus și niște probleme sau au subliniat niște lucruri, merită tot respectul și mulțumirile pentru cadrul didactic și care au lucrat cu ei. Eu sper că, până la urmă, bacul care vine pentru dumneavoastră nu o să fie cel mai stresant. Eu am fost observator la bac și am văzut, de fapt, că nu vine stresul de la camere, dar vine din altă parte. Sigur că aveți dreptate aici și vom lucra împreună. În ce privește temele de acasă, cred că avem o mare problemă. Și dacă fiecare dintre noi, ca profesor, are un anumit obiect, o anumită disciplină, păi copiii au mult mai mult. Vreau să închei aici cu un exemplu pe care mi l-au dat două cunoștințe ale mele, două surori, una stă în Chișinău, alta stă în Germania. Au copii de clasa 1.
copilul din clasa 1 de la Chișinău, ambele sunt fetițe, deci copilul de la Chișinău vine acasă, în clasa 1 și tema de acasă care este? Dați-mi un exemplu, vă rog. La citire, de exemplu, da? La... Să vezi pe de rost, da? Ei, exemplul ăsta concret era să citească de 10 ori textulețul care este în... Da. Aici era să citească de 10 ori. Era un text în manual și trebuia să citească acasă de 10 ori. Și copilul din Germania de aceeași vârstă, în clasa 1, la un subiect pe care îl aveau, ce au discutat ei, exact nu știu, era vorba despre animalele de casă. Și copilul avea sarcina să vină acasă, să meargă în bloc pe la vecini, să se prezinte respectuos, deci să întrebe dacă au cumva un animal de casă, să zică ce animal de casă este, să ștonteze sau să deseneze, depinde de situația la care era cu scrisul, să afle ce mănâncă animalul acesta și cam cât costă să-l întreții. Și după aceea să se gândească cam ce animal ar vrea el și să negocieze cu părinții. Astea sunt temele de casă, da? Dar la noi, de fapt, unde scrie că tema de casă trebuia să fie să citească de 10 ori textul? Până la urmă, cred că foarte multe lucruri depind și de noi. Ce facem exact? Nu numai de ce este pus în curriculum, dar și de ce facem noi. Așa. Și am mai venit o întrebare, da? De ce au fost micșorate vacanțele elevilor de la o săptămână la 3 zile? De obicei, în perioada vacanțelor, profesorii urmau stagii de formare. Ce să zic? Nu am avut intenția să lăsăm drepturile nimănui, nu am avut intenția să micșorăm nimic, am avut intenția să respectăm prevederile legii învățământului care zice că anul școlar are 35 de săptămâni. Legea învățământului zice 35 de săptămâni. Acum, realitatea, cum lucrăm, sigur că depinde de faptul când mai sunt și sâmbetele și duminicile, când sunt sărbătorile din timpul anului școlar. De fapt, diferența generală de zile de odihnă și vacanța în anul acesta este de 3 zile. Pentru că au fost diferențe pe cum a fost în 1 septembrie sau cum o să cadă 31 mai și așa mai departe. Deci nu este foarte mare. Sunt 3 zile mai puțin, dar vă zic, intenția noastră nu a fost să se micșoreze vacanțele copiilor și cu atât mai mult să se micșoreze pentru profesori, pentru profesorii cum lucrează. Altceva este că este o bună întrebare pentru programele de formare.